Bună seara! Doriți ceva de băut? O apă plată. Un vin roze, te rog. Apă plată să fie. Și cu ce te ocupi? Eu merg la sală, în pula mea. Dar tu mergi la sală? Nu, eu nu merg la sală. N-am timp de așa ceva. Cum adică nu ai timp să mergi la sală? Nu există lipsă de timp, există numai lipsă de chef. Tu dacă îți dorești cu adevărat să mergi la sală, găsești o soluție. Atâta timp cât ai credință și atâta timp cât ai ajutorul lui Dumnezeu, vei găsi puterea să treci peste obstacole. Vei merge la sală indiferent dacă ești obosit sau nu, dacă ai timp sau nu, dacă ai chef sau nu. Of, Doamne! Cum să nu mergi la sală? Toată lumea merge la sală. Ei, tu mergi la sală? Da. Tu mergi la sală? Da. Tu mergi la sală? Da, frate. Tu mergi la sală? Da. Ah, sete de echilibru. Rafinețe nemaipomenită. V-ați hotărât? Ce vă duc de mâncare? Eu vreau piept de pui cu arez și cu salată de murături. Ai înțeles? Desigur. Domnișoara, domnul meu, stai mă așa, păi ce facem aici? 74 de grame? În meniu nu erau 80? Ce facem aici? 74? Da. Eu încerc să pun masă musculară pe mine. Hai să vedem măcar dacă orezul mi l-a dat cum trebuie. Da. 172 de grame? Bă, păi nu-i corect așa ceva, nu-i corect. Îmi dai mai puțină proteină? Și mai mulți carbohidrați? Păi tu vrei să mă omori aici? Trebuia să fie mai mult pui și mai puțin orez! Domnul meu, eu cred că vă bate joc de mine. E vorba de 4 grame mai puțin, adică n-am mai... Nu există! Nu există mai puțin, nu există mai mult! Trebuie să fie exact așa cum trebuie! Domnul meu, se uită lumea din restaurant, vă rog! Trebuie făcut ceva în privința asta! Uitați, ca să nu mai faceți gălăgie, promit că mă revanșez cu desertul. Am grijă... Să vă aduc ceva bun. Așa să fie. Sigur. Domnul meu, v-am adus desertul. Păi, dar ce facem aici? Ce vă cu jegul ăsta de iaurt de căpșuni? Nu vă supărați, cu tot respectul. Unde pula mea este budinca cu ciocolată? Păi, că mi-a ieșit pula să-mi bag.